Folosim tămâia ca semn al prezenței Sfântului Duh, dar și ca mărturisire printr-un semn văzut a credinței noastre în Dumnezeu. Mirosul și fumul de tămâie are puterea de alungare a oricăror forțe ale răului, de oriunde ar veni acestea, din partea oamenilor sau din partea vrăjmașului diavol, dar mai ales are menirea de a îndepărta prezența și lucrarea diavolului și a duhurilor rele. De aceea, în popor, se spune fuge ca dracul de tămâie. Pentru aprinderea tămâiei se folosește un cărbune special, prezentat sub formă de praf sau pastile, care se aprinde ușor și ține mult. Acesta se poate procura de la mănăstiri sau biserici, iar în ultimul timp chiar de la magazinele de obiecte bisericești. La țară se folosesc de obicei cărbuni aprinși. Orice altă soluție cu multe bețe de chibrit sau cu vată îmbibată în spir nu este recomandată și nu este deloc eficientă. Așa cum ne îngrijim de atâtea lucruri pentru nevoile noastre, mult mai puțin însemnate decât tămâierea casei, putem să ne îngrijim puțin și de cele necesare rugăciunii și sfințirii casei noastre. În cultul creștin, tămâia este întrebuințată încă din cele mai vechi timpuri, considerată o bună mireasmă, al cărei fum se ridică spre cer ca simbol al rugăciunilor noastre. De fapt, tămâia este sucul unor arbuști exotici care, ajungând în contact cu aerul, se încheagă la fel ca rășina brazilor. Acesta este colectat între sfârșitul lunii martie și începutul lui aprilie. Fiecare copac aduce după vechime, grosime și starea copacilor 3 până la 10 kg de tămâie. Un copac poate fi exploatat până la 4 ani, după care este necesară o pauză de mai mulți ani. Tămâia intră ca ingredient la prepararea Sfântului și Marelui Mir. Azi se folosește pe scară largă tămâia sintetică. Dar în scop terapeutic se recomandă tămâia naturală. Atenție la tămâia contrafăcută din diferite rășini de braț sau molid. Poate fi dăunătoare. Relatează frumusețe și suflet.ro.